Ana, să-ți dea Dumnezeu sănătate, iartă-mă, prietena mea. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Hai, zi! Ce să vă spun? Ce vrei nu tu? Nu mai avem nicio așteptare de la acești guvernanți. De ce? Pentru că, în afară de aroganță, ură și dezbinare, nu văd nimic. Hai, mă, Ana, nu fi așa de pesimistă, de fetistă. Nu mai, poate totuși avem o șansă. Știți ceva? Am muncit 40 de ani la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Foarte 40 tare. De ani. Știți ceva? Am o pensie de 1000 de lei. Bine, nu discutăm despre pensia ta. Întrebare. Nu. Votul de duminică pentru tine, pentru prietenii tăi, pentru familia ta, pentru apropiații tăi, a însemnat sau nu a însemnat ceva? După ce văd acum la televizor, o mare bătaie de joc. Mulțumesc mult, Ana. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ați văzut, măi, politicienilor ce ați făcut? Dă-mă imaginile alea manipulare. Mă rog, dă imaginile care arată jeaful, de jeaf electoral, de jeaf electoral. Atenție ce vă spun. Imaginile astea, folosite cu dibăcie, și slavă Domnului. Bă, când e vorba de manipulare, sunt unii care s-au perfecționat atât de mult încât au ajuns la cuvântul dibăcie. În presă să fii dibaci cu manipularea, nu e la îndemână oricui. Eu vin din TVR. Pe ce a fost TVR în anii 90? Nu vreau să continui. Mă bucur că mi-a dat Dumnezeu putere ca pe unde am umblat cu emisiunea asta, care are 20 de ani, 21 de ani, se întâmplă acum, lansată în TVR. O emisiune de succes a postului TVR 2 condus de Sanda Bișan. Să-mi duc ca să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ea mi-a lansat emisiunea asta, Sanda Bișan. Se întâmplă acum la TVR 2. Fabuloasă, era emisiunea Fanion a postului. Mult timp, cea mai bună emisiune. Mult timp. Emisiunea asta și echipele cu care am lucrat, acum cu Teddy, de exemplu, îi mulțumesc lui Bunuțu că ne-a dat puterea să ne ținem departe de îmbârligături, manipulări și jigodenii. Bună ziua, sunteți în direct. Daniele, salut! Da, bună ziua! Te ascult. Alegerile locale din anumite zone au început să se asemene cu alegerile din unele state ale fostului URSS. Ai mai fost în direct zilele astea? Nu. Mi s-a părut că mi-e cunoscută vocea. Zi, iartă-mă! Am mai fost și asta. Am propus-o la un moment dat pe Laura Cotruța Chiove și la președinția României. Bravo. Dar nu, două sau trei intervenții am avut la dumneavoastră în emisiune. Da, te ascult. Fii atent aici, întrebare. De ce seamănă alegerile astea cu alea din fosta Uniune Sovietică? Acolo acuzele sunt fondate, probabil în România nu. Iar mă intrigă faptul cu acele procese verbale. Până la urmă, acele procese verbale pot fi văzute și de către mine și de către Băi, Daniele, dar de ce nu le compari, mă, mâncația și gurița ta? De ce nu le compari, mă, cu alegerile din Croația, cu alegerile din Spania, cu alegerile într-o țară de-asta, să-ți fie drag, mă. Apropo, fii atent, rămâi cu mine un minut, Daniel. Hai să-ți dau una tare de tot. Dă-mă cu femeia de servici. Dă acum, că am pregătit-o. Cea cu care a gata, nu mai da. Băi, s-a dus un primar și pentru că nu avea contracare. Hai mă, dă-o pe femeie să o vadă lumea totuși. S-a dus primarul și i-a zis femeii de servici de la el din primărie. Prietena mea, da. Natasha, dragă, nu o cheamă Natasha, nu știu cum o. Aliona, da. Tu ai să candidezi împotriva mea, mă, că nu candidează nimeni, mă. Și nu pot să fiu singur, că o să zică lumea că mi-am aranjat primăria. Și a candidat femeia de serviciu, imediat vă arată Teddy. Și ce să vezi, bă, a câștigat primăria. Își taie ăla venele pe lung. Nu și le mai taie pe... Uitați-o, mă, aceasta este. Dă-o pe post. Iată-o, bă, pe femeia de serviciu. Bă, femeia de serviciu din primărie arată într-un fel anume. Dă-i click, ca mai departe, că mai... Iată-o. Acilișea, cred că era, și anume Miresucă, o frumoasă, bă, frumoasă, dar dărăpânată biserică ortodoxă, dă-mă înapoi poza, dacă o comentam pe aia, mă, de ce o schimbi? Uitați-vă la biserica din spate. Este paragină totală, dar a fost la vremea ei una dintre bisericile frumoase ale zonei din nordul Moscovei, acolo unde e localitatea în care imbecilul ăla, îmi pare rău că îi spun, a rugat-o pe frumusețea asta de femeie de serviciu să candideze împotriva lui și a devenit primarul localității. Bine, i-am adus omagiu doamnei femei de serviciu, care este și acum, uitați-o și aici, este primoriță.
Băi, super gagică, bă, bravo ei! Bravo, fată! Și acum arată-le cum se mătură jitiile din primărie și cum faci tu 4 ani de zile sau cât ori fi la voi alegerile, cred că tot 4 ani și la ruși, cum faci tu treabă în primărie. Că ai plecat de jos, de la mătură. Ia zi, Daniele! Păcat că unii nu pot să-și recunoască învingerea. Așa, asta e, băi, bă, Daniele, asta e cel mai important pentru tine, un oltean deștept, să-mi spui, după ce ai intrat în direct, după alegerile astea, că nu-și recunosc cu unii înfrângerea, asta te doare pe tine. Eu te întreb așa, cât de mare va fi foamea în Dolj și în România după Sfântul Ion, adică după 7 ianuarie 2021, după părerea ta? Nu mă pot pronunța. Probabil dacă avem un guvern care să ajute zonele astea sărace ale României conduse efectiv politic de atâția ani de același partid, probabil vor merge mai departe, vor trece peste 8, dar asta depinde totuși de guvernare. Bravo! Ce guvern ar fi bun ca să trecem foamea mai ușor? Sincer, zi partidul, zi premierul, fii atent, Daniel! Nu știu neapărat dacă aș putea să propun un premier, un guvern și asta, probabil un guvern. Bă, de dar cum, dacă tu care, dreapta, băi, stai puțin, de, nu ești cinstit, nu, dreapta, oprește-te că nu ești cinstit, da, cu mine. Bă, Daniele, câte televiziuni deschid larg poarta să intri în direct și te întreabă, bă, Daniel, din Dolj, zi, bă, tu care e premierul cel mai bun și tu spui nu știu? Aș fi încercat să intru probabil la altă televiziune care nu-i spun numele, care... Dar de ce, mă, la emisiunea mea, băi, ascultă-mă, la emisiunea asta poți să spui orice nume care nu este interzis prin lege? Numele nu face până la urmă... Vezi, bă, cum o dai... De ce? De ce? Până la urmă, efectiv, omul, probabil într-un partid și undeva, există mai multe nume care pot să... Bine, Daniel, bine! Mersi, da. Mersi, Daniel, mergem la Brașov. Gabriele, salut! Salut! Ia zi. Primul rând, sunt italian. Atunci văd ceva mai cu ochii diferiți. Cum adică ești italian? Eu sunt italian. Păi vorbești română mai bine ca jumătate, da, din români. Trăiesc aici de... din 2007. Foarte tare. Așa că... Foarte, da, tare. Mersi mult. Foarte tare. Ideea e asta. În legătura cu alegerii din București, cred că domnul Orban era mai pregătit la înfrângere. Adică? Era mai bine pentru el. De ce? Pentru că acum trebuie să facă. Păi, nu, tot nu te înțeleg, stai puțin că m-ai pierdut. Adică Orban era mai bine să piardă ca să ce? Pentru că acum trebuie să facă la București. Păi, normal asta că trebuie să facă, dar Orban de-aia și-a, da, și dorit guvernarea ca să facă ceva. Și n-a făcut nimic până acum. Bun. N-a făcut nimic. Ok. Întrebare. Pentru mine... Stai puțin. Ai cetățenie română? Nu. De ce? Am doar reședința. Păi da, mă, da. Eu am votat aici la alegerii, la Brașov. Păi cum se votezi dacă nu ești cetățean român? Ai reședința? Da, bineînțeles. Ah, da, scuză-mă. Așa. Ai, da, votat. Întrebare. Adică întrebare. Care, da, este... Stai așa puțin. Stai puțin. Sau... Cum o se dice, un atimo prego. Fii atent, fii atent, întrebare. După atâția ani, 13 ani, înțeleg, de stat în România, da, care este părerea ta despre clasa politică românească? Începem cu clasa politică italiană de acum, wow, că e patetică. Și asta e la fel ca în România. Îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni. Care este, fii atent, întrebare, care este omologul 5 stele în România? Nu există ceva de genul. Ar trebui? Nu. Pentru că 5 stele în Italia acum dispare. Eu mă dăm voie să spun că nu te cred. Nu că nu te cred, sunt chiar contra acestei păreri. Eu cred că Liga Nord și 5 stele la următoarele alegeri vor avea voturi mai multe decât au avut. Nu. Știi ce se întâmplă? Iartă-mă că sunt direct așa. Următoarea alegeri în Italia, al doi partid din Italia va fi Fratelli d'Italia. Cine? Extrema dreapta italiană. Da. E mai grav decât ce spun eu atunci. Nu, de ce e mai grav? Eu sunt unul care a votat mereu dreapta. Bă, dar dreapta e una și extrema dreaptă e alta. Dreapta, extrema. Bine, dreapta. Bine, fii atent, ultima întrebare. Okay. Băi, ultima întrebare. Da. Un italian ovvero. Băi, frate, fii atent aici, întrebare. După părerea ta, naționalismul
Este un pericol care paște Europa sau este doar un curent trecător prin Europa? Nu, nu, va fi curând așa. Eu, dacă îmi permit, te rog. Vreau să închid ceva. Te repet, rog. Eu văd ceva cu ochii diferiți. Eu am crescut cu Prima Republica în Italia. Andreotti, Moro, Fanfani, Berlinguer. Da. Și eu, și dacă eram de dreapta, când vorbea Berlinguer, exemplu. Anii 70. Și 80, și 80. Aveam din gura. Aveai de învăța ceva. Erau politicieni cu cultura. Corect. Acum nu mai există ceva de genul. În Italia, în primul rând. Vreau să-ți spun, îți fac o destăinuire. Am avut privilegiul unui interviu, eram la TVR, cu Oscar Luigi Scalfaro. Două ore de interviu cu omul ăla, aveam de făcut jumătate de oră de emisie la TVR. Și au fost fascinante pentru că știa și el, el prezidente, că vom difuza doar jumătate de oră, că îi spuseseră cei de la secția de presă a lui. Dar mi-a spus lucruri minunate și la final mi-a zis, acestea nu le vei putea da niciodată la televiziunea națională din România. O să dai numai ce ți-am spus la început. Fabulos. Da, acum te întreb așa. Unul ăsta. No, am vrut doar să spun ceva și după vă las. Te rog, dragule. Te rog. Ce s-a întâmplat, mie m-a deranjat, că nu sunt român, dar sunt cetățean aici. Ce a făcut Nicu Șordan, și repet, eu sunt de dreapta, când s-a dus la Cotroceni. Ceva de genul, în mintea mea, nu există. Un președinte de Republică care primește un candidat la o primărie, și dacă e București, nu mă întreb, e ceva că nu e în regulă, nu e etic pentru mine, nu e moral. Tu ești președinte. Și dacă aici e o Republică semi-prezidențială, că e o mare nebunie cu asta aici, nu se potrivește ca persoană. Tu nu trebuie să te bagi în ceva de genul ca președinte. Pentru mine, acum poate că vin mașcat și mă trimit imediat în Italia, dar pe cum văd eu lucruri, și ultimul lucru că vreau să spun, în legătură cu Firea sau Rareș Bogdan, probabil niciunul din doi. Foarte interesant, de ce? Pentru că, primul rând, 4 ani sunt foarte puțini, dar toți cei care nu au putut să voteze în trecut, în noiembrie, cei care aveau, nu știu, 17 ani, 18, 15 ani, trebuie să vedem ce se întâmplă în 4 ani asta. 2. Ce se întâmplă în Germania cu doamna Merkel. Foarte tare. Cum vezi, fii atent, ultima întrebare. Chiar e ultima. Că așteaptă multă lume. Cum vezi propunerea venită din Covazna, nu propunerea, ideea, sugestia, că actualul primar ales al Timișoarei, domnul Fritz, va fi următorul președinte al României în 2024? E cetățean român? Da, normal. Nu știu dacă e normal. Eu cred că e doar cetățean german cu reședința ca mine în Timișoara. De asta i-a ales ca primar. Dar faptul că la tine în Brașov, după atâta amar de vreme, domnul Coliban a câștigat Brașovul și l-a dat jos pe Scripcaru, cum ți se pare? Tot USR asta va dispare. Dispare. În alegerii din București, USR a înghițit ceva puncte percentuale de la PNL. Pentru că lume nu mai suportă pe Orban. Nici pe guvernul ăsta. Dacă ar fi guvernul vezi mă ce italian, ce om. Cum, i-am zis că e ultima întrebare și mă încapcanează să-i mai pun o întrebare. Dacă tu ai fi alegătorul de aur, votul tău ar conta, pe cine ai pune președinte la PNL mâine? Pe Orban l-ai ține sau l-ai pune pe Rareș Bogdan? Da, niciunul din doi. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. La București, Elian, ești în direct. Italianu, cum o se dice, ci vediamo in giro, un italiano fantastico, fantastico. Bă, ăsta... Astea sunt vrăjeli. Italienii avem încoace să facă doar avere. Italianul ăsta e vrăjeală, nu a venit să facă bani. Mi-e dat normal. Dar de unde știi? Îl cunosc. Dacă vrei, îți dau un exemplu de... și... Macio din Sicilia, Luciano, fostul pilot de formula
primele patru clase făcute, bă, cu medie bună, de la 7 în sus și de la clasa 5 în sus. Îmi cer scuze, nu vreau să te super pe mine. Ăsta nu era telefon care să facă bine nimănui, plus că se mai uită și copii la emisiunea asta, oameni care au 16, 17, 18 ani și care au speranța că pot asculta lucruri înțelepte, dacă nu neapărat să învețe ceva, măcar să asculte lucruri înțelepte. Emisiunea s-o folosim pentru oameni care spun lucruri înțelepte. Cât putem? Nici eu nu sunt un înțelept, o lumină a înțelepciunii, nu e nimeni. Sau mă rog, sunt. Hai, să păstrăm totuși tacheta. Bună ziua! Alex, Alex la Mangalia, ce faci, mă, prietene? Bună, domnul Barbu. Ce ați făcut, bă, la Mangalia, bă, prietene? Nu l-ați pus pe Murat primar, mă? E, uite că mangalioții nu sunt chiar atât de reduși la minte și votează cum trebuie. Un om care vine într-o zi și vrea să să candideze la Mangalia că nu cunoaște absolut nimic, e cam absurdă treaba. Da, bă, dar susținea Gușe. Îl susținea. Prietene, bă, Alex, bă, tu ai văzut ce bani are ăsta, ce susținere, îl susținea Cosmin Gușe. Tocmai asta, vreau să vă spun că lumea s-a mai schimbat puțin și nici banii nu mai contează mult, chiar dacă îi plimbă pe mașină, e treaba lui. Nu? Ai fost să vezi, acum pe bun, ai fost să vezi hotelul ăla de la făcut Ceaușescu și l-a modernizat, cum îl cheamă, Murat? Nu l-am văzut, domnul Barbu, dar am lucrat în turism 12. Nu, mă, dar nu, stai mă, băi, stai așa, te-ai dus să vezi panoramicul? Nu. A, du-te mă și vezi-l, te rog eu. Du-te și vezi-l. Nu vreau să-l caracterizez eu. Apropo, n-am stat mult că mâncasem. Am plecat un pic mai repede acolo. Băi, băiete. Bine, hai, zi la Mangalia, cum a fost cu votul? Domnul Barbu, eu am lucrat 12 ani în turism. Nu-mi povesti de tine, povestește-mi. Nu-mi povesti de tine. Îți închid telefonul. La început. Deci, sunt de acord cu Alex din Covasna. Adică? Pentru Dominic Fritz. Dă-mă dracu, doamne. Am 70 de ani. Mulți înainte, dar de ce, mă, l-ai văzut în afară de televizor pe Fritz? Scoate-l, mă, pe Murat și bagă-l pe Fritz. Tu l-ai văzut în afară de televizor pe Fritz vreodată? L-am văzut, da. Unde? La televiziunea... Așa, mă, l-ai văzut doar pe micul ecran, nu l-ai văzut în carne și oase. Dar știu unde a lucrat, a fost voluntar, a lucrat în Germania la cancelarea primul președintului. A făcut mai multe, nu chiar a plecat de jos. Arătați și mie un parlamentar sau un de ăsta care a lucrat, care este în funcție la, sau un primar, care a făcut voluntariat vreodată în viața lui. Păi când trebuie să luăm publicitate de de? Acum trebuie să voluntariat, a ajutat pe cineva? Bă, și vreau să vă mai spun ceva. Sunt de acord și cu cel din Timișoara, cu Bolojan și cu Dominic Fritz. Și vreau să vă spun... Gata, mă, asta e ca... Gata, mersi, opriți, puteți să luăm publicitate. Bă, Teddy, fă, bă, carton pentru mâine, mă. Ce bă ăsta cu Rareș Bogdan și cu Firai, pistol cu apă cartonul ăsta? Mai dă-l o dată ca să vadă lumea. Domnul Fritz, mâine vă facem carton special. Jurăm. Păi, dacă și de la Mangalia, și din Covasna, și de... Vin propuneri de președinte, domnul Fritz, de la Timișoara, ăsta de acelea cartonul acesta e aproape perimat. Aș spune eu. Bine, publicitate, mâine, carton, mâine, Teddy. Uite, ca să vedeți că pregătim emisiunea de mâine în emisiunea de azi. Ilie Bolojan și domnul Fritz de la Timișoara, carton. O finală pentru președinția României, că avem propuneri pe amândoi. Revenim imediat. Ne-am întors în direct pe fondul acestor imagini cu șampania deschisă în piața Operei, loc simbolic pentru toată România, nu doar pentru bănățeni și pentru timișoreni, șampania deschisă de domnul Fritz în noaptea de 27 spre 28 după alegeri. Dominic Fritz, primar ales al Timișoarei. Vă spun că am primit multe, foarte multe mesaje, mulțumesc. Mulțumesc. Unul dintre ele zice așa, mă dau la o parte ca să nu creadă lumea că are ceva legătură cu Dominic Fritz, are legătură cu noi, cu poporul nostru și cu emisiunea de azi. Mesajul zice cam așa, îl sintetizez. Este minunat mesajul, de la un prieten pe care îl salut, nu o să-i dau numele. Zice așa, după ce o să termine cu spiritul național, după ce o să fim îngenunchiați la capitol spirit național, o să treacă la religie. Bine, e mult mai lung. I-am făcut așa, o sinteză. Repet mesajul. După ce o să ne termine la capitolul spirit național, o să treacă, pasul următor o să fie trecerea la religie. E pentru conesiori. E pentru români adevărați. E pentru cei care simt încă și gândesc încă, mă rog,
cu sufletul, aș spune, deși pare o beletristică ieftină, la țărișoara asta minunată, dar din păcate locuită de noi. Da, pagina de Facebook a domnului Andrei Caramitru, nu vă citesc decât din această postare decât începutul. O să vă stric ziua, rezultatele USR Plus sunt dezastroase. Cine răspunde? Băi, Caramitru este din echipa lor, a lui Barna, a lui Cioloș, este unul dintre oameni, este băiatul mare lui Ion Caramitru și este unul dintre purtătorii de cuvânt și de mesaj ai USR Plus, fără doar și poate. Cine crede altceva e naiv. Da, știu, București, Brașov, Timișoara, Câmpul Lung, Alba Iulia, Bacău, în total 45 de primari. Wow, evident că mă bucur, zice domnul Caramitru Junior, corect, atenție. București, Brașov, Timișoara, Alba Iulia și Bacău. Chiar și Câmpul Lung. Ha? Însă scorul politic la nivel național, ăla care contează pentru viitoarele alegeri parlamentare, spune Andrei Caramitru pe bună dreptate, este de sub 9%. Un piculeț doar peste Ponta. L-a luat comparație pe Ponta, este, din punct de vedere politic, pe năsălie, cum se spune, la țară. PMP a câștigat mai mulți primari în țară. Un dezastru de proporții epice care nu poate fi justificat, zice Andrei Caramitru. Scoateți postarea, am trecut-o în revistă. Bună ziua, sunteți în direct. La Suceava, Costică, în Bucovina, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbă. Noroc. Vă rog foarte frumos să mă lăsați puțin să vorbesc. E vorba de contractul social. Să vorbesc în esență ce-i contractul. După dicționarul limbii române. Nu, dacă ai intrat în direct să ne dai... Nu vreau! Ascultați-mă de ce... Dar nu vreau, n-avem timp să ne dai citate din dicționar. Nu, să vă spun, de ce nu se chiar... Se încheie, peste tot sunt contracte. Contracte individuale, contracte de... Băi, oameni buni, Costică, îmi pare rău. Bucovinenii sunt oameni pe care îi respect și îi iubesc. Bucovina e o minunăție, un colț de rai. Bă, nu dați telefoane să țineți predici și să ne dați lecții. Știu că avem multe de învățat și în principal de la tine, Costică, din Bucovina, dar ca să facem o emisiune despre ce scrie Dexul la contracte individuale de muncă și contracte sociale, e prea mult. N-ai înțeles scopul emisiunii. Mergem mai departe. Georgeta, în București, ești în direct. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Barbu, poate că nu intram în direct, dar am rămas stupefiată să văd că nu mai există niciun pic de românism. Vrem să ne conducă din afară. Am rămas căcat. Cum? Chiar nu se mai găsește un român adevărat care să ne conducă? Așteptăm să ne conducă domnul Pri? Nici nu știu, pe bune. A apărut din neant așa, dintr-o dată. Asta nu e blamabil că a apărut dintr-o dată. Mă rog, să trecem pe asta. Nu e o acuză pe care eu putem aduce. Fritz, Dominic Fritz a fost votat de timișoreni ca... Nou primar al lor. Nu am nicio treabă că-i primar. L-au votat Timișoreni. Auzi, eu te întreb așa, Te deranjează faptul că la jumătatea secolului XIX a trecut Dunărea cu o singură căruță un prinț care avea să devină întemeitorul dinastiei pentru că noi în țară nu aveam cum să ne găsim căpetenie? Nu m-a deranjat. Păi da, te deranjează că țara asta a fost condusă de domni fanarioți. Fanarioți, da? Punându-le numele de la fanar. Te deranjează că an de zile țara asta a fost condusă de străini în mod indirect, ocult, prin niște trădători și coși de topor care se pretindeau a fi români? Corect. Te-a deranjat că tata, Dumnezeu să-l ierte, a fost băgat în pușcărie de aia care au venit pe tancurile sovietice și care, ai căror copii au acum pretenții, ba chiar unii dintre ei, sunt în funcții? Aia de ce nu te deranjează? Te deranjează Fritz, Dominic. Da. Ok, bun, mă bucur că ești o româncă, dar ca româncă astea nu te-au deranjat în ultimele 2-3 secole? Domnul Barbu, eu nu am apucat pe rece ca să pot să pot să iau atitudine, dacă vreți așa. Te rog. Deci n-am apucat vremurile alea, dacă e să o luăm așa. Bine, iartă-mă, zi. Dar normal ar fi să gândim puțin mai românește. Eu așa zic. Aici sunt perfect de acord cu tine. Perfect de acord cu tine. Cum ați spus dumneavoastră mai devreme... O să ne ia glanda și o să, până la urmă, nu să mai fim ortodox și cine știe în ce religie o să fim băgați. Bine, nu vreau să duc, oprește telefonul, nu vreau să duc discuția asta mai departe. Am greșit eu că am citit mesajul, sau mă rog, am sintetizat mesajul bunului meu prieten. Vezi ce înseamnă o emisiune necenzurată, gâdea? Vezi, mă, ciutacule, ce înseamnă emisiuni necenzurate? Lumea spune ce crede de cuvință și e suficient să dai
cum să zic, sinteza unui SMS și schimbi rostul emisiunii. Asta înseamnă, bă, să nu aranjezi nimic pe e-mail-uri și pe manipulări ieftine. Mergem mai departe. La Ioan, în Sebeș, ești în direct, Ioane. Domnul Barbu, ieri am roșit telefonul să vă prind și o femeie v-a prins înaintea mea care a spus cea mai bună variantă pentru președinte, cred că este Cristi Diaconescu, un om cu o experiență internațională deosebită. Eu îl simpatizez pe Rares, sunt îndreptat 100% pe Rares Bogdan, dar cred că dânsul e mult mai bun. Cu cei mai buni Rares, că... dă-i mă pe aia doi, cu cei mai, da, buni, cu cei mai buni, Ioane, Cristi Diaconescu, pe care îl salut cu tot respectul, cu cei mai buni decât Rares Bogdan, după părerea ta? Are politică externă de enorm mai multă. Să știi că acum vreau să spun ceva. Rares Bogdan, ca europarlamentar și ca ziarist ani de zile, și crede-mă că știu ce vorbesc, nu este fiștecine la capitolul politic. Înțelegere și diplomație nu e. Bine, să... eu... Firea nu le are, Gabi nu le are. Gabi este încă dâmbovițeancă pe care o cunosc și chiar mai bine decât pe Rares Bogdan. Eu la 1 decembrie am făcut poză lângă dânsul Alba Iulia. Bine, încă ceva scurt, îmi dați voie, în afară de... Zi, bagă. TVR-ul ăsta trăiește din arhivă. Cred că are angajați cu toate televiziunile. Nu se poate face ceva în TVR-ul ăsta. Trăiește numai cu arhivă... O să-ți dau numărul, dacă vrei, al doilei grade a președintele TVR-ului pusă politică acolo și întreabă pe ea. Să audă guvernul liberal să ciuruiască că-s prea mult. Bine, acolo. Mersi mult de tot... mișto, lasă-mă 10 secunde. 10 secunde, nicio publicitate. L-ai băgat pe Cristi Diaconescu, ți-ai asumat, Teddy. Acesta este Echeho Al. Dăm după? Bine, publicitate și revenim. La noi, ca la nimeni, a început campania pentru prezidențialele din 2024. Cristi Diaconescu, ultimul, de fapt, revenit de ieri ca propunere. Un omagiu a adus câteva secunde de imagine cu Cristi Diaconescu. Edi, ești în direct, Eduard, la București. Bună, Tudore. Bună. În primul rând, am peste 5 clase, ca să știu de la început să nu mă stai, deși o să ai foarte multe motive. Eduard, ai un singur minut, iartă-mă, zi repede, ce vrei tu despre vot, despre ce vrei tu. Deci, repede. Scenariul cu... Rare și cu Madame Firea e unul din cele 1.742.345 de scenarii. Doi, Fritz, din câte am înțeles eu, nu este cetățean român, deci pică. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Așa am înțeles. Mai vedem! E cetățean german. Bine, poate să-și ia cetățenia mai până atunci. Mai vezi. Da, sigur că da. Bun. 3. Excepțională inițiativa domnului Vela cu Poliția Animalelor. Bravo, bă, frățioare! Bravo, mă! Două secunde. Avem mult de tras la Poliția Oamenilor. Mișto. Mersi mult de tot. Mersi mult, Teddy. Te aștept și în alte emisiuni. La Deva, ultimul telefon. Mircea, ești în direct. De la Gherla, domnul Sun. Poftim? De la Gherla, Sun. Da, Mircea, zi. Domnul Barbu, primul rând vreau să vă laud că mândru trebuie să fie capătă dumneavoastră pentru omul spătul din dumneata. Ai o emisiune de poate că e topul topurilor. A doua lucru ce vreau să vă spun, la așa popor nu merită numai pentru ducătorii pe care i-a venit și am avut. Și la treilea rând vreau să vă spun, dacă în țara asta nu exista Iliescu și TVR, România TV și Antena 3, țara asta mergea poate cât Austria de bine. Mersi mult de tot. Nu vreau să... Nu. Mersi mult, Mircea, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nu, am oprit pentru că era un atac la adresa unora care chiar nu au cum să se apere și nu ar fi fost elegant să continuăm așa. Oameni buni, imagini care au fost folosite cu mare dibăcie, termin așa cum am început. Mare șmecherie să știi să manipulezi cu micul ecran. Mare șmecherie, manipularea cu micul ecran. Rămâneți cu bună România, Răzvan și Radu. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune! Educație.